Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Agroștiința, emisiunea care vine în casele dumneavoastră cu cele mai noi informații din domeniul agriculturii și nu numai. Știți foarte bine că, așa cum v-am obișnuit, vă aducem noutății din toată zona aceasta, ne interesează domeniul și iată și în această ediție vom continua cu subiecte legate de provocările pe care le întâlnesc fermierii din zona județului Iași. De altfel, am un invitat alături de mine pe care deja l-ați cunoscut în reportajele noastre. Este vorba despre domnul Ciprian Stegaru. Este inginer mecanic. Îi spun bună seara, bine ați revenit acum la noi, iată și în studio. Bună seara, bine v-am găsit și bună seara telespectatorilor noastre. Cu mare drag, ne-am văzut la câteva evenimente foarte importante în această toamnă și iată ne-ați atras atenția că pe lângă pasiunea pe care o aveți pentru acest domeniu, contează foarte mult și munca și implicarea și absolut tot ce ține de zona aceasta. Este adevărat. Și în primul rând aș completa eu că înainte de toate trebuie să vedem agricultura ca pe o afacere. Exact, pune pe hârtie, domne, cât am investit, ce vrem să scoatem, cât scoatem, ce producție scoatem, cu ce preț vindem și la ce preț de cost. Domne, eu trebuie să știu foarte clar, după ce am recoltat sau chiar înainte, domne, cât mă costă un kilogram de grâu, de porumb, de floarea soarelui, ca să fiu profitabil, ca altfel vedeți ce se întâmplă cu contextul. Am plecat deja la drum cu prețuri. Da. Cred că cei de acasă săraci sunt săturați, plictisiți să audă acest cuvânt, pentru că, iată, în 2023 vorbim de prețuri mult mai mari la toate produsele. Vorbim de scumpiri, vorbim chiar și de plafonări, dar nu știu când vor fi. Ideea este că e un trai un pic mai dificil de dus acum. În mod normal, agricultura trebuie sau ne hrănește pe toți, iar agricultorii din România ar trebui să hrănească tot ce înseamnă populația României, cel puțin. Din păcate, în ultimii ani, agricultorii României au fost transformați în producători de materie primă și asta se vede la raft, la hipermarket. Toate produsele, toată materia primă pleacă în afară, pentru că avem foarte, foarte puține ferme unde avem un sistem integrat de la furcă la furculiță. În marea majoritate a fermierilor doar vând materie primă, produc materie primă. Și aici asta este marea problemă a agricultorilor și chiar a consumatorilor, că dacă marfa noastră pleacă ieftin și vine scump la pliculeț, la punguță, la sticluță, la cum vreți să-i spunem, prețul se vede la raft. Și eu sunt cumpărător, am aceeași problemă ca și noastră, ca și ceilalți cetățeni. Cred că n-ar fi fost rău ca în momentul în care s-a pus problema plafonării subvenției pe o anumită valoare să se fi făcut, pentru că atunci agricultorul, dacă nu, știu, era împins de lăcomie, spune nu am nevoie, nu e bine, spunea, domne, sunt plafonat, asta este subvenția pe care mi-o dă statul, de aici mă organizez și trec la următorul pas, procesez producția, spar bobul și eventual ambalez și aduc la raft. Și atunci cred că am avea produse mai ieftine. Dar până să dezbatem noi lucrurile astea atât de serioase și de importante, care ar fi povestea dumneavoastră? Eu am mai încercat să mai facem așa o scurtă prezentare despre Ciprian Stegaru în reportajul pe care l-am făcut la Holboca, de altfel o să fie difuzat pe partea a doua a emisiunii. De ce inginer mecanic? De ce zona aceasta? Aveți în familie? Că de obicei cam așa se întâmplă. Copiii au talentul acesta de a pleca cu moștenire. Aș putea spune, părinții mei au avut meserie în domeniul industriei ușoare, ca să zic așa. Dar fiind crescut în mediul rural, la țar, nu e nicio rușine, și odată cu apariția legii 18, în februarie, cred că 19, februarie 1991, s-ar putea să greșesc, da? Când s-a dat terenul vechilor sau foștilor proprietari și bunica mea a primit teren cât avea acolo, un hectar și ceva, 2 hectare. Și de acolo, ușor, ușor, alergând de mic după tractoare, fiind în spațiu rural, că nu prea aveam ca acum, smartphone sau nu știu ce chestie. Sau jucăriile care sunt acum, da. Nu. Atunci singura distracție era urcat un pom după fructe și alergat-o după tractoare. Și cred că de acolo, ușor, ușor, da, am întâlnit oameni foarte pasionați de meseria lor, tractoriști, combaineri,
Și de acolo mi-au insuflat dragostea față de utilaje. Mi-au arătat cum se conduce, cum se exploatează, ușor, ușor, fiind de mic printre ei, am învățat și am zis că asta vreau să fac. Uh-huh. Ați făcut un liceu de profil și apoi... Am făcut o școală profesională, uh-huh, un liceu și o facultate. Uh-huh. Da, ca să zic așa, am urmat pașii... Firești, da, și normali. Treaptă cu treaptă. Și apropo de asta, am văzut și chiar vorbeam și cu directorii de liceele acestea agricole din zona noastră a Iașului. A crescut interesul față de aceste școli în rândul elevilor și foarte bine. Dacă mă întrebați pe mine, eu v-aș spune că un elev absolvent de școală profesională sau liceu agricol, nu mai spun de faptul că dacă am avea aceste liceele agricole cu școala de șofer, să-i dea și un permis minim categoria B, nu mai spun tractor, el când a ieșit de pe poarta liceului cu diploma sub braț, este asaltat de cereri. Pentru că pe piața muncii, un mecanizator, un tractorist, un tehnician veterinar, horticol sau ce specializări mai sunt acum, sunt foarte, foarte căutate aceste meserii. Și nu stă o zi acasă. Acasă, nu stă o zi. Iar salariile sunt, ca să zic așa, atractive. Nu mai spun că dacă finalizez și cursurile unei facultăți, deja vorbim de lucruri mult mai serioase și de joburi mult mai bine plătite, mult mai atractive. Evident, având studii superioare, ai altă plaja, deschidere, clar. Da, clar, este mult mai mare. Bun, deci spuneați că și facultate pe agricultură. Aș înșinsa pentru agricultură și industria alimentară. Lucru sau capitol la care țara noastră are o mare problemă. Minus. Are un mare minus, da, da, da. Pentru că câte fabrici mai avem, noi nu mai procesăm. Asta este adevărul în țara asta. Deci n-am văzut niciun ministru, avem de 30 de ani, avem Ministerul Industriei, Ministerul Economiei și nu știu ce mai avem pe acolo legat. N-am văzut un ministru ca să ne spună, domnule, hai să facem pe linia asta o fabrică de procesare. Ca să, în momentul în care mergem la hipermarket, să nu mai plătim așa de mult pe un produs care îl avem în fața noastră sau peste deal. Bine, e și un proces foarte greu, pentru că, iată, vorbeam și cu nevițele anterioare, cu un antreprenor care a reușit să obțină un certificat ecologic pentru pâinea cu maia, de exemplu, da? Aha. Spunea, deci, e un proces foarte greu ca să ajungi aici, plus că își dorește foarte mult ca și materia primă să fie eco. Da. Deci vă dați seama cât e de greu și ce eforturi se depun pentru a putea obține aceste produse. Este un lanț întreg. În primul rând, producția ecologică, lăsând la o parte faptul că cantitatea obținută este mult mai mică, uh-huh, are nevoie de o atenție mai mare. Și prețurile sunt, și prețurile pe, sunt pe măsură. Dar, dar sănătatea este undeva... Noi ne scumpim, adică ne facem toate mofturile, mai puțin când e vorba de sănătate. Sănătatea, las, mă doare ceva. Mă duc mâine, mă duc păi mâine. Da. Așa, plecam de la povestea dumneavoastră și ne-am abătut la alte subiecte. Bun, partea asta de inginerie mecanică și în prezent aveți o suprafață pe care o cultivați. Lucrez o suprafață de teren. Uh-huh. Am spus, am început ușor, ușor cu terenul bunicilor și am crescut încet, încet. Care sunt culturile pe care le... Culturile sunt cele clasice, ca să zic, uh-huh, așa. Sigur, sincer, îmi doresc să merg și eu pe partea de procesare, dar deocamdată rămân doar producător de materie primă. Uh-huh. Floarea soarelui, grâu, porumb și uneori rapiță, dar datorită faptului că ploile sunt mai rare în zona noastră, mai puțin acum în ultimii ani. Ce lucrări aveți în perioada asta? Că știu că și toamna e destul de bogată în activități. Toamna ne oferă un calendar foarte, foarte aglomerat, de la recoltat, strâns recolta din câmp, la pregătit terenul pentru cultura de grâu, însămânța cultura de grâu și ogorul pentru celelalte culturi de primăvară. Floarea soarelui, porumb, uh-huh, și ce ne mai gândim să semănăm.
bănesc că nu sunt experimente, chiar doriți să fie culturi cu producție și cu rezultate foarte bune. Și în sensul acesta am văzut că și furnizorii de utilaje încearcă să vină în sprijinul fermierilor. Iată, pentru că spuneați că în zona noastră au fost mai puține precipitații. De altfel, și zona geografică de așezare e un pic mai diferită, aș numi eu, față de poate sudul țării, unde... Categoric, da. Cum ați văzut și la evenimentul din Comuna Holboca, au fost prezente utilaje, ca să zic așa, care țin cont de schimbările climatice, vin în sprijinul agricultorului care se lovește de lipsa ploilor. Și mult mai blânde cu pământul. Da, chiar unul dintre utilaje, acel plug chisel, se pretează foarte bine pentru un minim de lucrări pentru agricultura conservativă, că acum se pune accent iarăși pe Europa Verde, agricultura conservativă, și se pretează foarte, foarte bine cu costuri foarte, foarte scăzute comparativ cu agricultura convențională. Și, practic, ăsta e și interesul fermierului, să reducă costurile și să aibă și producție mult mai bună în condițiile care se impun. Trebuie să avem un echilibru. Costuri rezonabile, producții rezonabile. Acum toată lumea, au fost câțiva ani buni, unde toți au făcut 14-16 tone de porumb, boabe, și au crezut că o să țină veșnicie. Ori seceta de vreo 2-3 ani, 4 chiar aș putea spune, e prezentă aproape an de an în regiunea noastră, și lucrul ăsta ne împinge către a căuta soluții mai, ca să zic, mai rezonabile pentru noi. Și de precizat că sunt unele zone unde nu pot fi implementate sistemele de irigații și iarăși avem o problemă reală cu care se confruntă fermierii. Este adevărat. Bun, acum dacă ne referim tot ce înseamnă zona metropolitană, la Holboca, în zona în care am făcut acea demonstrație, au fost sisteme de irigație în anul 1990. 89-90, au împins hidranții acolo. Și ce s-a întâmplat de atunci și până acum? Ca în toată țara, au dispărut. Au dispărut. Sistemele de irigații. S-a făcut o magie. Exact. Iar acum, ca să se mai poată înființa sisteme de irigații, nu. Este foarte greu, mai ales tot ce înseamnă zona metropolitană, e zonă oarecum de boom imobiliar, știm cu toții, și este foarte greu să... Adică anul ăsta e semănat la anul, s-ar putea să găsești pe terenul tău o casă. Adică vine proprietarul, domnule, am vândut, nu știu ce. Nu mai e nimic sigur. Da, nu mai e nimic sigur. Și poate sunt și foarte mulți locuitori care preferă să-și administreze singuri bucățile de câmp pe care le au, parcelele, nu? Din ce în ce, mai puțin. Că cei care mai au o bucată de teren foarte laudat în asociație, la arendă sau... Mai ales cei în vârstă. Mai sunt care mai lucrează terenul. În rest, e mai greu. Tinerii vor bani mulți și cât se poate de se de câștige repede. Ușor, da. Dar cum a fost anul acesta agricol pentru fermierii din zona județului Iași? Știți cum, ieșind din zona aia a plângerii, așa, cu tot felul de probleme sau... Că a fost un an bun, nu? Pentru cine a gestionat bine verigile, mă refer la costurile economice, a fost un an normal, ca să zic așa. A fost un an normal. E adevărat, sunt probleme cu prețurile, dar asta piața dictează adică prețul. Adică comparativ cu anul 2022, când a fost secetă și la un moment dat cred că au fost și niște fenomene cu grindină, cu distrugeri destul de importante, și știu că atunci chiar au fost afectați foarte mulți fermieri. Pe alocuri au fost fenomene extreme, care au dus la depreciere sau chiar pierderea în totalitatea producției. Anul acesta nu s-a întâmplat. A fost un an normal, aș spune eu. Un an normal cu mai puțină ploaie, da? Tot e bine. Și știu că, iată, dacă noi tot ne-am întâlnit la evenimentele care au fost în această toamnă, la ultimul, cel de la Movileniu, la fel, a fost ziua porumbului sărbătorită, a fost făcută cumva o demonstrație, dar de fapt ei au început procesul acesta de a testa hibrizii respectiv pentru floarea soarelui de ceva timp ca să vadă exact rezultatele. Cum vi s-a părut tot procesul? Cred că în orice fermă ar trebui să se întâmple asta. Adică, nu știu, fiecare, eu personal asta fac, că mi-au 2-3 hibrizi sau 2-3 soiuri, le testez pe acolo loturi vorbim mici. De 47 parcă, sau 42 de hibrizi. Asta e și rolul asociației. Asociația Grânarii face o treabă foarte bună, punând la un loc
toți producătorii sau toate firmele care vând soiuri hibriz de cereale. Și fiind toate pe aceeași platformă, se recoltează, se centralizează datele și atunci au, ca să zic așa, aș fac o idee, dom'le, hibridul ăsta merge pentru zona, anul viitor, pentru anul viitor, da, în zona noastră, da. Hibridul ăsta, ori îl mai testăm, ori îl mutăm în altă zonă. Și mergând pe această idee, au permanent, au informația pe care o distribuie membrilor asociației. Da, e un lucru foarte bun. E un lucru foarte bun și așa cum spuneați, cred că ar trebui să se întâmple în fiecare fermă, ca da, cumva da, rezultatele să fie analizate și previzionate, să zic așa, din timp, cu un an înainte, nu? Categoric, da, păi uitați, chiar dacă sunt ferme alăturate, solul diferă de la deal, e un tip de sol, la șes, la fel, și atunci implică alt gen de lucrări, alte utilaje și de ce nu alți hibrizi și soiuri pentru a fi cultivat. Și la Movilene ați fost prezenți cu demonstrație de utilaje, de altfel cei de acasă cred că au făcut conexiunea că sunteți și reprezentantul unui furnizor important care are utilaje în domeniu și care încearcă să se apropie cât mai mult de nevoile fermierilor. Da, este un furnizor care în primul rând are o fermă de peste 2000 de hectare la Constanța, unde știm Dobrogea Ipolu Secetei. Și vreau să vă spun un lucru îmbucurător de la demonstrația de la Holboca până la deplasa utilajele la Movileni, în timp scurt, în jur la o săptămână, s-au dat foarte multe comenzi. Și nu numai din Iași, ci și din județele Moldovei. Și asta e un lucru îmbucurător. Probabil și datorită faptului că raportul calitate este unul excelent și vine în completare cu o garanție de 2 ani de zile la aceste utilaje. Adică în 2 ani de zile ai timp să tragi de el, să vezi, dom'le, ține sau nu ține. Și cu precizarea că majoritatea utilajelor care sunt foarte scumpe, știm și noi ce prețuri sunt la utilajele agricole, vin cu garanție de un an maxim, nu? Spuneați parcă... Da, diferă de la producător la producător. Cel pe care îl reprezint a venit din start cu 2 ani, ținând cont de experiența din 2014, v-am spus, lucrează 2000 de hectare și... fiind vorba de polul secetei, acolo clar s-a văzut dacă aceste utilaje sunt sau nu eficiente. Asta și doi, cred că genul acesta de evenimente au prins foarte bine la publicul fermier. Ei au posibilitatea să testeze utilaje, dar uneori trebuie să le și vadă la treabă ca să poată lua o decizie. Până acum venea un furnizor, un agent de vânzări, spunea, domnule, am asta, lățimea asta de lucru, cam așa arată în poze, nu știu ce, și de foarte multe ori poza era diferită de utilajul prezent sau livrat. Acum, încet, încet, agricultorii oarecum și-au dat seama că e foarte bine să vadă un utilaj în câmp, să-l testeze, să-l vadă lucrând la diferite adâncimi, cu diferite lățimi de lucru, și după aia să ia decizia cea mai potrivită pentru fermă, pentru grupa de putere pe care o are în fermă. Grupa de putere, adică puterea tractorului din fermă, diferă de la agricultor la agricultor și atunci își alege lățimea de lucru dorită și corelată cu puterea tractorului. Și mai ales că, iată, utilaje sunt foarte multe și foarte noi și făcute cumva și pe cerințele fermierilor, în sensul în care dacă ai o suprafață mică, îți iei un utilaj potrivit, nu îți iei un utilaj de trei ori mai mare care îl folosește un fermier cu, nu știu, 2000 de hectare sau... Sigur că da. Bun, e o tendință pe care și o recomand întotdeauna la supradimensiona, adică dacă lucrez 100 de hectare, e bine să am în curte, știu, să pot lucra 125 sau 150 după caz, pentru că, vedeți, timpul este destul de limitat și după ploaie, de foarte multe ori, este necesar să intervii imediat și dacă ai utilajul respectiv sau necesar în curte, ai intervenit și ai rezolvat treaba foarte repede. Da, mă gândeam ce noutăți aduce furnizorul pe care îl reprezentați, pentru că, iată, spunea și colegul dumneavoastră că în curând o să aveți un sediu și în Iași și cred că ăsta e cel mai mare avantaj pentru fermieri, că ar fi fost cumva peste mână să meargă spre Constanța să-și facă... Săptămâna trecută am deschis un punct de lucru la Brăila. Da, foarte bine primit și chiar aseară cineva de la Tulcea mi-a cerut numărul să meargă la un test acolo că le interesa un utilaj.
Iar în 2024 vom avea cu siguranță un punct de lucru, un spațiu de prezentare la Iași, inclusiv cu hală de reparații, pentru că e necesar, firma respectivă da. Va avea din, adică vom avea din 2024 și un portofoliu de tractoare pentru fermele mici și mijlocii. Și atunci am solicitat chiar să fie construit inclusiv o hală de reparații. Uh-huh. Pentru că sunt furnizori în județul Iași care vând utilaje, dar au partea de servisare. Da, partea de servis se face ba în sudul țării, ba în Dobrogea, ba în vest. Și nu e tocmai plăcut să stai pe dreapta, cum s-ar spune. Ce se întâmplă? Una e să intervii sau să duci tractorul din Iași să-l moți, nu știu, 20, 30, 50 de kilometri și una să le iei în spate să-l duci, nu știu, spre Brăila sau spre altă zonă, spre București. Sunt niște costuri probabil foarte mari, care toate pică în spatele agricultorului. Mm-hmm. Lucru care ar trebui totuși să fie eliminat. Bun, am vorbit noi așa de multe lucruri, dar cred că principalele provocări trebuie să le menționăm ale fermierilor și aici cred că e o întreagă discuție, că mă gândesc chiar și de la simplele subvenții pe care le primiți și sunt, cred că, insuficiente pentru tot procesul acesta pe care îl faceți. Acum știți ce se întâmplă? Cred că agriculturii i-ar trebui în special trei lucruri sau cei care conduc destinele agriculturii ar trebui să gândească la trei lucruri pentru marea majoritate, pentru agricultura românească. Mm-hmm. Clar, probleme sunt foarte multe, vedeți și contextul geopolitic din jurul nostru, ce se întâmplă cu piața globală, acum mai nou cu frământările astea din zona Israelului. Și Ucraina, și pentru Ucraina, că și da, importurile din Ucraina. Spun. Dar dacă am avea cât de cât o analiză, ca să zic așa, în câmp, făcută în cizmă, ne-am dat seama că agricultura ar avea nevoie de trei lucruri. În primul rând, să se solicite ca agricultorii români să aibă aceeași subvenție ca și cei din vest. Motorina pentru agricultură, să sărim peste aia cu ne se dă un leu înapoi sau un leu 50. Nu, tot ce înseamnă motorina pentru agricultură ar trebui să fie fără acciză. Deci fără niciun fel, să fie nepurtătoare de acciză. Uh-huh. Și după care, partea cadrului legislativ prin care ori o bancă precum este CECU sau orice bancă comercială este binevenită, dar dobânzile să nu depășească 1-2%, 3%. Să fie aliniate la fel ca și dobânzile pe care le primesc agricultorii din toată Europa. Dacă am avea aceste trei măsuri, ar fi mult mai bine, nu? Nu cred că nu cred că ar mai fi motive de plângere din partea agricultorilor. E clar, mai sunt probleme, nu știu, de cele legislative. Dar dacă am mai avea același tip de subvenție, același quantum de subvenții, dacă am avea credite la fel ca în afară și motorină nepurtătoare de accize, lucrurile ar sta altfel. Pentru că, uitați, cum avem vârf de recoltat sau de semănat, prețul motorinei se duce spre maxim. După ce a trecut o săptămână sau două săptămâni, prețul scade. Nu e o coincidență? Ce să zic acum? Da. N-ar trebui să se întâmple. N-ar trebui. Și cu asta ați spus punctul pe ei. Mulțumim tare mult pentru toate informațiile pe care ne le-ați oferit. Promit că o să ținem aproape și pe alte subiecte, pentru că mereu ați fost deschis să ne răspundeți la toate întrebările și să aveți spor în tot ceea ce faceți. Mulțumesc tare mult, cu mare drag. Vremuri bune, nu? Se transmite, se urează. Să avem ploaie. Da. Că știți, dacă avem ploaie, mâncăm ieftin toți. Adică toată România mănâncă ieftin. Așa este. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe partea a doua. Veți urmări un reportaj realizat la Holboca, iată, cu o demonstrație de utilaje agricole. Mulțumim tare mult! Coafura prezentatoarei a fost asigurată de beauty coach by Nicoleta Mihai. Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.